O alertă cu bombă a creat mare agitație joi 5 iunie în jurul orei 22 în sectorul Râșcani al capitalei. O servietă neagră care a fost găsită sub o mașină i-a pus pe jar pe polițiști. Până la urmă s-a dovedit a fi o alarmă falsă cu bombă. Potrivit oamenilor legii, ei au fost alertați de un trecător care a observat sub o mașină de marca Toyota Prado o servietă neagră. La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției, pompierilor și salvatorilor. Geniștii au verificat obiectul suspect, iar în interior aceasta era goală. Cazul este cercetat de poliție.